A fost odată o fată frumoasă și bună la suflet. După ce mama ei muri, tatăl fetei își luă o altă nevastă. Mama vitregă, o femeie haină, aduse în casă și pe cele două fete ale ei, încrezute și egoiste. Toate trei o oropseau pe biata fată, punând-o din zor și până în noapte la cele mai grele treburi din gospodărie. Și pentru că obișnuia să doarmă în cenușa de lângă vatră, ele o porecliră cenușărea sa. Într-o zi, la casa lor sosi un mesager al regelui, care aduse un răvaș prin care măria sa le invita la balul de la palat pe toate fetele din regat, căci fiul său, prințul, dorea să își aleagă dintre ele pe aceea care avea să-i fie mireasă. Cenușarea sa privea cu tristețe la surorile ei vitrege care, gătite cu cele mai alese veșminte ale lor, se urcară în caleașcă și porniră spre bal însă abia plecarea acestea că fetei i se și arătă o zână bună. Cu puterile ei magice, transformă niște șoricei în armăsar falnici și un bostan mai măricel într-o caleașcă aurită. Apoi îi preschimbă cenușăresei straiele ponosite într-o prea frumoasă rochie de bal, iar ca să arate ca o prințesă, îi dărui și o pereche de conduri de cleștar. Ai grijă, draga mea, să pleci de la palat înainte de miezul nopții, căci atunci se vor destrăma toate farme cele mele, o povățui zâna bună după ce fata urcă în caleașcă. La bal, cenușărea sa se arătă a fi cea mai strălucitoare dintre toate tinerele aflate acolo, iar asta îl făcu pe prinț să danseze doar cu ea. Deodată orologiul din turnul palatului se porni să bată miezul nopții. Speriată, fata se smulse din brațele prințului și o lua la fugă către ieșire. Dar, în vreme ce cobora grăbită scările palatului, își pierdu un condur. Și nici că mai avut vreme să se întoarcă să l ia. Se urcă în caleașcă și porni în mare grabă spre casă. Iar când răsună și cea de-a douăsprezecea bătaie a orologiului, vestind miezul nopții, vraja se risipi și cenușărea sa se pomeni îmbrăcată în straele ei ponosite. A doua zi, prințul trimise câțiva slujitori să meargă din casă în casă cu condurul de cleștar și le porunci să-i găsească domnița care îl pierduse în noaptea balului. Mă voi căsători doar cu fata căreia îi se va potrivi condurul de cleștar, a spus prințul. Slujitorii ajunseră în cele din urmă și la casa în care locuia cenușărea sa. Surorile vitrege se chinuiră în zadar să-și vâre picioarele butucănoase în delicatul condur. Arătându-se la față, cenușărea își luă inima în dinți și îi rugă pe slujitori să o lase și pe ea să încerce condurul. Aceștia se învoiră și, spre mirarea tuturor, condurul îi veni ca turnat. Cenușăreasa a fost condusă de îndată la palat, unde în scurtă vreme s-a și căsătorit cu frumosul prinț și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.